Victorie pentru Corvinul Hunedoara în deplasare la meciul disputat cu Gloria Bistrița. Albaștrii au reușit să câștige manșatura barajului de promovare cu scorul de 2-1. Golurile au fost înscrise de Alexandru Curtean și Marius Lupu. Bucuria suporterilor a fost pe măsura așteptărilor, inclusiv pentru cei care au rămas acasă la Hunedoara. Într-un meci de infarct în care Corvinul s-a impus în fața Gloriei Bistrița cu scorul de 2-1, dar cu multiple ocazii de a mai înscrie și alte goluri, antrenorii celor două formații și Alexandru Curtean, cel care a reușit primul gol în alb-albastru, au oferit declarații la finalul manșei tur a barajului de promovare. Corvinul s-a impus pe terenul Gloriei și are prima șansă la calificarea în finala pentru promovare. Nu se tranșează nimic din primul joc. Am avut dreptate. Am avut prima repriză la discreție și cred că nu poate nimeni să se îndoiască de acest lucru. Plus, repriza a doua am mai avut încă două, trei situații când puteam să închidem jocul și mă refer la cea lui Timotei, a lui Mitran, când putea să paseze, avea două opțiuni de pasare și de acolo din faza aia s-a făcut 2-1 în loc să facem 3-0. Trebuie să fim mai atenți pentru că sunt meciuri eliminatorii și în momentul în care intri trebuie cumva să o faci pentru echipă. Și el e un băiat tânăr și sper să învețe din lucrurile astea. La meciul ăsta au intrat două goluri, mă bucur acest aspect. Important e că ne-am făcut încă 7-8 situații de a marca, ceea ce nu-i ușor. Din câte știu, Gloria Bistrița a avut victorii pe linie în meciurile de acasă, dacă nu mă înșel. Am venit noi, o serie mult mai slab cotată, cum vorbește toată lumea, și am câștigat la Bistrița. Eu cred că merită așa că și a Corvinul astăzi au fost mai buni. Adică, dacă aș face o analiză, aș scoate primele 30 de minute dintr-o analiză, pentru că noi am fost jenanți, penibili, noi n-am existat. Adică, au jucat trei atacanți al Corvinului, au jucat singuri. Din orice degajare de portar, era ocazie de gol. Dacă aș scoate o analiză. Pe urmă, mult mai echilibrat. Următoarele 60 minute, mai echilibrat. Noi ne-am pierdut, așa să spun, ne-am pierdut organizarea noastră, adică și defensivă și ofensivă. N-am reușit să ducem minge pe ceea ce ne-am propus în fața porții. A fost un joc special, un joc foarte greu, cu o echipă foarte bună. Am mai zis-o și înainte, vorbeam între noi, am văzut și pe viu la meci. Cred că e cea mai bună, nu cred, e cea mai bună echipă cu care am jucat sezonul acesta. O echipă foarte bună, foarte bine pregătită. La fel și noi, cred că suntem de valori apropiate și s-a și văzut rezultatul. Rezultatul e strâns, se joacă returul. Se joacă calificarea și trebuie să fim foarte, foarte, foarte conectați pentru meciul de sâmbătă, să ne odihnim foarte bine. Și da, a fost un meci frumos, cu multă lume, cum ne-am dorit, cum ne-am așteptat. Mulțumim suporterilor. Echipa noastră, Nicolae Pârvulescu, îi pasează lui Marius Coman. Marius Coman, penalti pentru Corvinul Hunedoara! Alexandru Curtean, Curtean, gol! Pasă pentru Marius Kindriș în zona centrală, trebuie să fie atent Kindriș. Pasează pentru Lupu, mai departe pentru Antonio Bradu. Bradu îi pasează lui Lupu, gol! Gol! Hunedorenii care nu au avut posibilitatea de a fi alături de albaștrii la Bistrița au putut urmări meciul pe ecranele din fața teatrului din Hunedoara, aceștia demonstrând că sunt suporteri adevărați, trăind intens fiecare secundă a meciului. Alexandru Curtean! Curtean! Da! Sâmbătă, de la ora 17:30, albaștrii își așteaptă suporterii pe stadionul Michael Klein din Hunedoara, unde se va juca returul cu Gloria Bistrița. Hai Corvinul!